ziua! Ziua! Eu sunt fetița Zurli și sunt deosebit de încântată să vă cunosc. Se vede! Se vede, adică se vede! Știi ce? Am venit aici special pentru că vreau să te învăț pe tine când de genul meu preferat am o căsuță mică. Ascult! Nu știi, așa-i? Nu! 2, 1 și... Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și pe mult se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa ta, se așa, așa, așa. Și mânsuiesc pantofii, așa, așa, așa. Bravo, te-ai descurcat foarte bine. Știam, mulțumesc. Cu plăcere, dacă vrei poți să vii, poți să vii la mine în gașcă. Uite, noi suntem mai mulți în gașca Zurli. El e clopoțel, el e iupi, ea e tanti prezentatoarea, el e truli și el e strângănel. Și asta sunt eu, bineînțeles. Și asta este un spectacol pentru copii? Da, e un spectacol pentru copii care se numește Zboară, zboară, vrăjimă turică și care o să fie pe 31 mai la sala Palatului. Nici nu știi câtă emoția. Nici nu știi că s-ar putea să vin. Tu vorbești serios? Sigur că da. Nici măcar n-am putut să cred vreodată că o să vii la spectacolul meu. Și uite, asta e un jurnal cu autografe în care eu adun autografe de la toate persoanele importante cu care mă întâlnesc. Și ți-am rezervat și ție o pagină specială. Și toți copiii care o să vină la sala Palatului o să primească acest carnețel pe care o să-l poată completa cu ce semnături vor ei, de la cine vor ei. Bine, și eu scriu aici pentru... Fetița Zurli! Și poți să scrii pupici cu sclipici dacă vrei, sau poți să scrii cu drag, sau poți să scrii... Nu știu că m-am emoționat, dar nu mai știu ce să mai zic. Pot să scriu cu afecțiune? Da! Nimeni nu mi-a mai scris așa. Și am să scriu ce îmi place mie, să le scriu tuturor prietenilor mei. Ce? Primăvară în fiecare zi. Hii, ce frumos! Mie îmi place să le spun tuturor prietenilor mei pupici cu sclipici. A. Vrei să spui și tu cu mine? Pupici cu sclipici? La 3. 1, 2, 3 și... Pupici cu sclipici!